double digit thousand. După ce a fost implicat în mai multe certuri și discuții cu fostul iubit german, Florin Marin nu are parte de liniște, astfel că acesta a avut parte de un scandal monstru într-un local de fițe din capitală. Tânărul a fost dat afară cu forța din restaurant de către bodyguards. Eu sunt deranjat mai mult. De ce trebuie să fim așa? De ce nu putem? Logică, ți-a stricat. Eu nu pot schimba românul. Ți-a stricat seara. Mi-a stricat seara mie, în primul rând. O vorba aruncată aiurea, ți-a stricat și v-au stricat. Exact. Tânărul a explicat că s-a enervat pe un bodyguard și că s-a pus rău cu acesta. Apoi a fost scos în forță din incinta restaurantului. Florina a afirmat că gestul său a fost motivat și i s-a părut anormală reacția bodyguardului, moment în care a pus mâna pe telefon și a apelat numărul de urgență pentru a chema ajutoare. Am apelat la 112. N-am stat foarte mult la telefon cu doamna respectivă. I-am explicat că mă confrunt cu situație de xenofobie și dânsa a spus: trimitem imediat pe cineva la locul faptei. În două minute poliția a fost în fața mall-ului respectiv. Au venit doi polițiști de vârsta mea. După care au mai venit două mașini de poliție și jandarmeria. Poate ei s-au gândit că suntem mai mulți în gașcă, s-au gândit că suntem mai mulți implicați. Nu am mai intrat în restaurant, eram afară. Au venit domnii polițiști. M-am legitimat, le-am explicat situația întâmplată cu acel bodyguard al mall-ului, au rămas și ei uimiți, a povestit Florin Marin. Eram atât de supărat încât mie nu-mi venea să cred că mi s-a întâmplat așa ceva. Domnii polițiști mi-au spus să merg cu dânsii pentru a depune o plângere penală împotriva acestui individ. După câte m-am uitat eu la acest tinerel bodyguard, am observat că deja îi părea rău și a înaintat spre noi cu doi pași și a spus: îmi cer scuze, mii de scuze, nu mi-am dat seama, eu fiind un tip iertător, mi s-a făcut milă, a mai spus Florin Marin. Zic, hai, s-a întâmplat odată, am lăsat de la mine, sunt om, hai să iertăm, suntem români, suntem ca frații, etc. Dar, a doua oară dacă se mai întâmplă, eu merg până în păzele albe.